Salut, Raul, de la Libertate IT, sunt alături de Cardoș Norbert. El e Java Developer, Senior Java Developer și astăzi vom vorbi de experiența ta, Norbi, cu freelancing-ul. În primul rând, spune-mi cam câți ani de experiență ai în domeniu. Știu că tu ai terminat facultatea la Cluj. Care a fost parcursul tău așa în mare până în punctul ăsta? Păi am cam 10 ani acum în domeniu. Am început aici la Cluj, după aia am lucrat vreo 5 ani în Budapesta, am fost un pic și la New York, vreo jumătate de an. În America ai fost cu munca sau a fost o excursie mai degrabă? Da, am fost la un training acolo, la o firmă. M-am dus la firmă la Budapesta și ei ne-au trimis la training la New York. Îți curios cum era piața din Ungaria, comparativ cu piața din România. Mă refer la piața locală, că vorbesc. Da, inițial am crezut că e mai bine ca aici în România. Poate că pe vremea aia chiar așa era, dar după câțiva ani mi-am dat seama că de fapt e similar și atunci am zis că nu mai are rost să stau acolo, mai bine mă întorc și e că cam la fel și am mai mulți prieteni aici, sunt aproape de familie. Și acum când ești freelancer, cum se pare piața? Adică, E încă un alt nivel aici. știi ce e interesant? Că multă lume se gândește, adică gândește la fel ca tine, că zic că, bă, uite, primesc oferte din Elveția sau din Belgia sau din Ungaria sau din altă țară și m-aș duce în afară să văd cum e sau în speranța că poate o să fie mai bine. Poate ce nu se vede e că freelancerul cumva îți oferă opțiunea asta și poți să stai oriunde vrei, adică poți să ai un client din oriunde și poți să stai oriunde vrei, care e super fain. Da, și pentru mine e foarte ciudat. Când am vrut să plec din Ungaria, mi s-a oferit să lucrez remote. Vreau să stau la firmă și să lucrez aici din România. Și Da. am zis că nu, că cum e așa să lucrez remote, o să fie, stau acasă toată ziua, cum se poate așa ceva. Și acum a venit COVID-ul, destul de repede mi-am dat seama că de fapt nu e chiar așa rău. În multe sensuri poate e și mai bine și nu. Am zis că hai să încercăm. Dacă tot lucrez aici acasă, cine știe, poate să merită. A, ce interesant, că practic ți-e plăcea foarte mult să mergi la birou, adică erai sold out pe ideea asta de mers la birou, la office. Că așa ți se părea munca normală. Da, e ca oamenii normali, adică nu mi-am Exact, imaginat eu că o să lucrez de acasă da. cumva și poate o să-mi placă, nu mă Mă vezi că ai avut noroc cu COVID-ul. Să vezi cum gândeam. Da, voi. practic m-au forțat să încerc lucrul de Încerci. acasă, altfel nu mă gândeam niciodată. Și cum ți-ai făcut rutina de acasă? Că bănuiesc că ți-ai făcut un birou sau cum te-ai acomodat la munca de acasă după Da, birou? păi mi-am făcut așa un colț aici, să fie așa mai ca la birou, să zic așa. Și în rest, cam încerc și eu când, cum. Depinde și de cum ai la lucru, cum trebuie să faci programul, dacă avem meeting-ul dimineața sau seara sau în timpul zilei. Dar, în general, mie mi se pare că e destul de similar cu ce era înainte. Adică totul e așa, program flexibil, nu trebuie să mă trezesc de vreme, pot să lucrez și mai după masă dacă vreau. Câteodată mai plec în timpul zilei, la sală sau știu eu unde. Deci mie mi se pare că e foarte similar cu ce era înainte. Da, deci munca ca și freelancer nu diferă cu munca pe care o aveai înainte, chiar dacă lucrai pentru firmă de Da. intermediere. Pentru tine, care a fost motivația să faci pasul ăsta spre freelancing? S-au început să adune așa lucrurile și într-o dimineață când am văzut reclamă de la voi, atunci am zis că hai să încercăm, că e call gratuit și nu, n-am nimica de pierdut să văd ce ziceți. Știam eu așa unele lucruri, de exemplu, știam că probabil ca salar la nivel în România se putea mult mai bine, doar că nu știam cât de bine, de exemplu, și știam că dacă aș lucra în străinătate se putea mult mai mult bani, de exemplu, doar că nu știam cum aș putea să ajung să lucrez în străinătate. Eu n-am auzit înainte de voi de freelancing, de exemplu. Și nu știam pe nimeni, nici nu mă gândeam să încerc așa ceva. Când m-am uitat la videourile voastre și tot așa se adunau mai multe bucăți și cumva am zis că ar trebui să încerc să vedem dacă e chiar așa Dacă cum merge. Deci, cumva, intuitiv, știu că se poate mult mai bine, doar că nu știu exact cât de bine se poate și care e procesul sau cum poți să ajungi la ratele alea mai mari. Da, și când am fost și în Ungaria și în America, am văzut și acolo că oamenii de acolo fac, nu știu, de 10, 20, 50 de ori cât fac eu. Și în unele cazuri aveam colegi care eu trebuia să le zic că, bă, asta nu-i bine ce faci, doar că eu sunt român sau ungur și niciodată nu o să mă plătească la fel, dar nu. Așa măcar am ajuns un pic mai, la nivel mai similar. Clar, clar. Și vezi, asta e o chestie interesantă, că faptul că ai călătorit în America cumva ți-a deschis la minte, că ai văzut
Ai văzut diferențele astea economice mari? Că e super mare diferența între America și România. Dacă, și dacă privești la nivel de stil de viață, chirii, și salarii, că până la urmă, da, nu, ei nu pot să trăiască cu salarii din România. Adică n-ar putea să trăiască acolo. Bun, awesome, awesome. Bun, și am început să lucrăm împreună. Cam care crezi că a fost cel mai mare avantaj în colaborarea cu noi și cel mai mare obstacol pentru tine? Cel mai mare obstacol a fost faptul că eram sigur că e un scam. Atunci când am văzut programul vostru și m-am uitat la vreo două, trei videouri și imediat am zis că asta nu poate să fie adevărat, sunt atâtea scamuri din astea de get rich fast și mentorship și plătești sumă de bani și gata, se duce. Deci eu eram convins că nu poate să fie adevărat. Am zis că hai că încerc, e ca gratuit și să văd ce spuneți și cu cât am început să mă uit mai mult la ce spuneți, cu atâta cumva s-a rezonat cu ce mă gândeam și eu. Și până la sfârșit am zis că tot mai mult mă gândeam că e probabil că e, că nu e fake, știi? Da, 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 după ce ai început. S-a adunat și am zis că chiar dacă e fake, așa șansă n-a trebuit să-l irosesc, știi? Am zis că mai bine hai să încercăm, că dacă e adevărat, upside-ul e așa de mare că merită riscul. No, și a fost get rich quick scheme. Da, am zis că dacă atâtea oameni aveți, puțin probabil că pe toată lumea le-ați plătit sau nu știu ce să zică povești din astea. Și am început să vorbesc și cu ei. Deci, practic, am uitat la câteva videouri și am găsit unele care sunt tot degeaba, cum eu. Dat message pe Facebook că, bă, is this a scam? După ce au răspuns câțiva, am zis că nu, bine, nu, hai să încercăm, cine știe. Da, și ce e interesant de chestia asta cu get rich quick, că lumea cumva asociază get rich quick schemes direct cu scam-uri. În sensul că zice că, bă, sigur, dacă e ceva să te îmbogățești rapid, e un scam. Dar, de fapt, alternativa... Da, majoritatea e așa, că e plin internetul. Da, e plin, e clar. Dacă vezi mai astea cu cripto, cu investiții, toate sunt cumva get rich quick schemes. Dar sunt scurtături în viața asta și cumva asta am învățat de la mentorii mei cu care lucrez, că alternativa e get rich slow. Și adică poți să intri într-un get rich quick path sau într-un get rich slow path. Și trebuie să găsești cumva scurtăturile astea care sunt get rich quick, că altfel nu o să ajungi niciodată să ai wealth. Că dacă mergi pe get rich slow, o să stai poate toată viața și o să rămâi la un locat într-un nivel. Eu mă bucur foarte mult că am ajuns să colaborăm și că am o parte de get rich quick scheme ăsta ce-o propus atât freelancing. Tu momentan la ce rate ai ajuns în freelancing? Cât a fost procentual la tine? Mult. Mult X. Peste 3X, să zicem. Peste 3X? Peste 3. Okay. Da. Ok, super, super, super. Dacă ar trebui să ajungă pentru motivație pentru toată lumea. De... Nu te crede lumea că pare... Mi se pare amuzant că... Pe așa eram și eu când auzeam din videouri, am zis că nu, cum e posibil. Ok, super. Bun, tu momentan ești freelancer și cam care sunt next steps pentru tine ca și freelancer? Da, păi pentru mine cred că câțiva ani o să mai rămân cam tot așa freelancing și în zona de senior sau tech lead spre arhitect să văd cum reușesc, ce găsesc. Mai fac investiții. Pentru mine am zis că aș încerca chestia asta cu FIRE, adică la o anumită sumă de bani poți să trăiești de pe venit pasiv, practic, din investiții și până acum era ireal să mă gândesc la așa ceva, că sume enorme și nu, nici nu avea rost să mă gândesc, dar acum, dintr-o dată, e posibil în câțiva ani și pentru mine asta e deocamdată țelul. Între timp mai gândesc să văd dacă pot să rezolv cu să fac companie cumva și să am colaborator, dar deocamdată nu știu dacă se merită. Adică e cumva prea mult efort pe cont propriu, merge mai bine deocamdată. Da, încă mai poți crește ca și freelancer, asta e un fact. Da. Legat de investiții, scuze, te-ai gândit la imobiliare, la, nu știu, la acțiuni, cripto, la, sau cu o combinație de lucrurile da, astea. Cam de toate, practic, și mi-am făcut așa un portofoliu și cam încerc un pic de toate. Uh-huh. Cum merge. Awesome. Eu îți recomand să călătorești o vreme, nu știu dacă ești pasionat de asta, dar te ajută super mult să vezi lucruri, să vezi lumea. Tu ai mai fost în America, dar da, poți să mai vezi și alte zone. Da, nu sunt așa mare călător. O dată de două ori pe an cam ajunge. Got it, got it. Bun, Norbi, mai am o întrebare pentru tine. Cum te simți acum față de momentul în care ai intrat în program? Momentul în care ai intrat în program, știu că era sceptic, credeai că e un scam.
Dar totuși ai de ce să-l faci, pentru că na, ai vorbit cu oameni și ai văzut că poate că nu e un scam. Cum te simți în momentul ăsta în care ai parcurs programul și ai învățat practic tot knowledge-ul pe care îl avem noi? Bine, mai sunt lucruri de învățat, dar ai bază de knowledge. Față de momentul în care ai intrat. Mă simt bine, să zic așa. Mie mi se pare că e așa un life-changing event, dacă se poate spune, că practic eram așa pe o traiectorie de, nu știu, 10-20% mărire de salariu pe an și nici nu știam ce se poate, chiar și la nivel de România. Și acum, practic, e altă viață, să zic așa, nu? Chiar. Deci, dacă te gândești la, să zicem, ai salariu de 3 ori mai mare, asta probabil înseamnă că ai profit de 6 ori mai mare. Și Da. el ai deja total altă viață. Adică sunt chestii care trebuia să, de exemplu, o mașină. Poate îți lua jumătate de an, un an să-ți iei o mașină, acum iei în, nu știu, 2-3 luni, poate și mai puțin. Deci e total altă viață și poți să ai alte țeluri, poți să ai alte planuri pe viitor. Ei mi se pare că e foarte fain. Eu mă bucur că v-am găsit. Tot încerc să mai aduc și eu oameni, cunoștințe de unde mai pot. Dar e greu să convingi lumea. Eu nu mă gândeam că e chiar așa greu. Da, cu oamenii nu cred. Ideea e că eu cum vreau să văd, cum văd freelancing-ul, e că îți deschide mai multe opțiuni. Adică banii ăștia care îți vin în plus, îți dau mai multe opțiuni. Acum tu decizi pe ce path mergi. Tu, de exemplu, ai zis că mergi pe path-ul de investiții, care e super tare și o să-ți ia timp să înveți despre lucrurile respective, să vezi cum trebuie să aloci resursele, capitalul pe care l-ai. Sunt alți oameni care merg pe path-ul ăsta, cum am dus eu, pe nomad digital, sunt alți care merg pe zona de business direct. Adică sunt mai multe opțiuni care ți se deschid și problemele pe care le-ai avut financiare până în punctul respectiv se rezolvă instant. Adică, de exemplu, sunt oameni care poate au credite. L-ai rezolvat în câteva luni de zile. Dacă vrei să-ți iei o mașină, ți-ai luat orice mașină vrei în câteva luni. Și după aceea gândești higher level, adică gândești la nivel de opțiuni care să fie mai high level decât ce puteai gândi. Și mai ales o chestie faină, că ai zis că tu erai sub piața din România, dar nici măcar nu știai că ești sub piața din România. Și Da. cumva, acum ai perspectiva aia, care ai văzut și cum e piața din România și ai văzut și care sunt nivelele din afară. Da, așa este, că nu aveam cunoștințe, adică aveam numai cunoștințele astea apropiate, care erau cam tot în aceeași bulă cum sunt eu, știi? Să Da. zicem, cum știu, 5% plus minus 10%, să zicem, ceva de genul, dar de fapt, cum spuneți și voi, sunt oameni care făceau de 2-3 ori, poate mai mult, cât fac eu, într-o poziție la fel cum sunt eu. Și în comunitate sunt oameni acum care fac mai mult decât tine. Și vezi și Da. nivele superioare, care e fain, cumva, că ai Da. decrescut. Pur și simplu nu știam că nu, lumea nu prea vorbește despre asta. Bun, Norbi, mă bucur foarte mult că am avut ocazia să colaborăm și îți mulțumesc pentru timpul pe care ți l-ai acordat astăzi. Eu îți urez mult spor în continuare și ne auzim la Q&A-uri. Dacă mai ai întrebări, poți să intri oricând. Mersi și eu. Dacă ești un programator care are peste 3 ani de experiență și vrei să faci trecerea asta din zona asta de corporate, de firmă de intermediere locală, fie că din România, fie că din Ungaria sau din altă țară, intră pe libertateinit.ro și programează-te la un call. Eu am fost Raul și Norbi. Salut!